Vladimir Putin va demisiona. Anunțul momentului la nivel mondial. Nu vrea să ajungă ca Ceaușescu. Președintele rus, Vladimir Putin, plănuiește să-și numească succesorul la conducerea Rusiei la sfârșitul acestui an pentru a evita încetarea bruscă a mandatului său, a declarat fostul său redactor de discursuri și analist politic, Abbas Galiamov. După cum a raportat The Mirror, Putin va încerca să-și cedeze puterea unui succesor tehnocrat care ar putea negocia încheierea războiului cu Ucraina și Occidentul, și probabil că va renunța la alegerile din 2024, a declarat Galiamov pentru canalul YouTube Hodokovski Live. Ideea lui Vladimir Putin este să se retragă în luxosul său conac de la Marea Neagră, pentru că, deși Putin caută nominalizarea pentru un alt mandat, este președinte sau prim-ministru din 1999, chiar ar putea eșua și să nu fie ales, spune fostul său consilier. Și cine ar putea fi succesorul lui? Nume precum primarul Moscovei, Sergei Sobianin, prim-ministrul Mihail Mișustin sau adjunctul șefului său de cabinet, Dmitri Cozac, acești oameni pot câștiga într-adevăr alegerile, a spus Galiamov. Atunci vor trebui să negocieze cu Ucraina, cu Occidentul și să depășească impasul din cadrul sistemului, continuă în altul oficial, care crede că Putin se teme să ajungă ca alți dictatori de-a lungul istoriei și vrea să-și asigure o pensionare pașnică și sigură. Pentru Putin, aceasta este o opțiune bună, în comparație cu Ceaușescu sau Gaddafi, spune Galiamov cel puțin Putin va avea garanții de securitate personală, conchide fostul redactor de discursuri al președintelui rus.